Doamne, Dumnezeul meu, osândit stau înaintea feței Tale celei sfinte și mărturisesc nevrednicia, neputința și sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ție. O, izvor dulce și noianul îndurării, deschide stavilele cerului și plouă asupra mea bunătățile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl și să curățesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căință tare și adevărată. Și ca să-mi dai acest dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte mergătorul Ioan, către care zic: O, învățătorule al pocăinței și mărite prorocule, care ești mai mare decât toți prorocii, precum însuși Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie. Tu care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, Tu care l-ai botezat în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se, Tu care ai auzit glasul Părintelui Ceresc și ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste el, rogu-te ajută-mi cu mijlocirea ta, Tu care stai în cer înaintea judecătorului veșnic, și fă-l să se îndure de mine, căci ai multă îndrăzneala la iubirea lui. Întinde mâna aceea cu care l-ai botezat și strică cugetele mele cele rele și mă întărește să-mi petrec viața pe calea cea bună a lui Dumnezeu. Amin.